Da, salutare oameni buni, pentru a ziua de luni, 7 noiembrie, o să vă propun biletul meu. Biletele de ieri, primul bilet mi-a picat la un singur meci, la meciul dintre Roma, derbiul Capitolin, Roma cu Lazio, marele derby, s-a terminat 0 la 1, jucasem 2 plus goluri, Lazio după ce a dat gol 1:30 n-a mai jucat absolut nimic, s-a băgat în apărare, iar Roma incapabilă cu niște jucători foarte slabi, rudimentari. Pe biletul 2 însă a ieșit pariul, biletul 2, Dronobet 1 pe Juventus și cornere, peste 3,5 cornere Tottenham. Astăzi o să jucăm așa, Vallecano cu Real Madrid din Spania, singurul, ultimul meci din această etapă. Real Madrid pe locul 2, echipă super puternică și sezonul ăsta cu goluri foarte multe, ofensivă bună, doar că Vallecano e o echipă bunicică, destul de rigidă, destul de solidă așa pe apărare, n-a primit decât 14 goluri, are 5 victorii și 4 înfrângeri și 3 egaluri, deci vedeți, echilibru destul de bun, nu are multe date, dar nici primite, are primit doar 14. Dar o să joc 2 plus goluri la o cotă de 1, 2 plus goluri pe Real la 1,28. Iar apoi voi juca CFR Cluj cu Universitatea Craiova 48. CFR Cluj pe prima poziție, sau aproape de prima, nu e pe prima poziție, dar e aproape. Poate fi din nou candidată principală la titlu. CFR-ul controlează mai toate meciurile, are victorii multe. A avut înfrângerea cu Rapid, dar în ultima etapă. Dar urma acel meci din Conference League pe care ei s-au concentrat foarte mult și vă dați seama că le-a stat gând doar la meciul de Conference League, unde s-au și calificat, au și câștigat, s-au calificat în primăvara europeană. Deci CFR vine cu moral bun, Craiova e clar una dintre echipele modeste, la coada a ajuns 4 victorii, 8 înfrângeri, slabă, 18 goluri primite, deci n-a primit chiar foarte mult în 16 etape. Eu o să iau CFR Cluj, marchează 1-3 goluri la o cotă 1-30. Și voi mai juca un meci din handball. Se joacă campionatul european de handball. EHF-ul a decis că trebuie să oblige toate jucătoarele să fie injectate cu serul ăsta anticovid. O măsură total, total ineptă și total injustă, nejustificată, ca să nu zic multe alte cuvinte. Dar astăzi se joacă România-Franța. Câteva jucătoare nu s-au vaccinat la noi și au intrat în... n-au putut să se ducă la acest campionat european. România joacă cu Franța, Franța o echipă super puternică, ne-a bătut și anii trecuți la vreo 5 puncte, 6 puncte, de fiecare dată 6 goluri, 26-17, 28-18, 24-18, 29-27 prin 2015. Acum Neagu a jucat foarte slab în primul meci, România a pierdut primul meci cu Olanda la un gol, Franța a bătut 29, a bătut 24-14 pe Macedonia de Nord. Franța e o super forță în handbalul feminin, o să joc un 2 pe Franța, dar o să jucăm cu handicap. O să joc Franța cu minus 3,5 handicap, să ne bată la 4 puncte, să bată pe România. Ăsta ar fi biletul meu pentru azi. Raio cu Real peste 1,5, CFR Cluj să marcheze 1-3 goluri și România, Franța, Franța minus 3,5 să bată la 4 goluri, cel puțin. Din aceste 3 cote, biletul are cotă 2,75. Asta este biletul meu pentru luni. Mersi de atenție, baftă la pariuri.